Neața, dragilor! Amalia, colega noastră, dar și cea mai sexy graviduță, se pregătește să devină cea mai sexy mămică. Dar, ca să fie pregătită atât pentru marele moment, cât și pentru perioada de după, ea a apelat la ajutorul specialiștilor de la Samas. Cursurile au fost create special ca să vină în întâmpinarea nevoilor pe tot parcursul sarcinii, astfel încât le-am repartizat pe 6 întâlniri, ca să fim alături de tot părinți, viitorii părinți în tot procesul ăsta. Astfel, primul curs ar fi despre sarcină, să înțelegem modificările care le simțim în corp, ce alimentație ar trebui să avem, ce semnale de alarmă ar trebui să ne ducă la un control, chiar dacă nu era programat la medic. Un al doilea subiect ar fi despre nașterea naturală, fără niciun fel de intervenție, respectând ritmul propriului corp al viitoarei mămici. Și să încercăm să ne raportăm mental, să găsim diverse modalități de a comunica cu corpul nostru. Nașterea cu diverse tipuri de intervenții medicale, astfel încât mama, dacă se ajunge într-un astfel de scenariu, să fie pregătită și să nu fie surprinsă și dezorientată și speriată. Un curs despre alăptare, astfel încât să înțelegem mecanismul principal al alăptării, ce putem face încă din primele zile din maternitate, astfel încât să putem să ne asigurăm un proces firesc și foarte ușor trecerea să se facă spre ceea ce ne dorim. Și un curs de îngrijire al nou-născutului, în care se vorbește atât despre aspectul fizic cât și despre aspectul emoțional, care nu este deloc de neglijat, pentru că mai sunt și situații în care e schimbat, e mâncat, nu-l doare nimic și totuși ne transmite că ceva l-ar deranja, ceva ăsta e foarte important și trebuie înțeles ce anume este acest ceva. Foarte mult, pentru că sunt convinsă că dacă ai foarte multe informații ți-e mai ușor să treci peste această perioadă, însă niciodată nu este suficient dacă nu îți arată și practic, pentru că degeaba citești din cărți sau așa, dacă nu vine cineva și ți-i spune: măi, uite, aici cam așa se situează copilul, cam așa va coborî el, și ți arată practic, ceea ce contează foarte, foarte mult, te ajută pe tine să vizualizezi și să te gândești ceea ce vei simți în momentul nașterii sau după naștere, cum o să fie cu bebelușul în brațe. Și bine, e o diferență între ceea ce simți și din teorie, dar totuși dacă îți și arată cineva, e mult mai simplu.